Doamnelor, domnișoarelor și domnilor, vă spunem bun găsit la iCloud, de pe iCloud Arena, aproape de Cluj, acolo unde Universitatea Olimpia Cluj, multipla campioană a României, va juca astăzi cu AFC Fair Play București, un meci din etapa a patra a play-off-ului Ligii 1 feminine. Am văzut ceva mai devreme cum arată formația campioană, echipă pregătită de Daniel Simea cu Mirela Popganea cu numărul 25, Cristina Botojel 3, ștab cu numărul 18, Alexandra Crepsca cu numărul 19, Ioana Bălăceanu 99, Ioana Bortan, capitanul echipei cu numărul 4, Mihaela Ciolacu cu numărul 9, Andreea Pânzariu cu numărul 15, Mara Butea 11, Alina Borodi 14 și Carolina Țabur cu numărul 17. Iată-le pe fetele pregătite de Daniel Sima, firește favorite în această confruntare. Un prim meci în sezonul regular aici la iCloud, câștigat de Olimpia Cluj. La scor a fost 7-2, un meci în care însă Fair Play a dat o replică destul de bună. O etapă a patra care mai cuprinde o partidă, Vașa și Femina Outdoor Heavy Secret CSM Alexandria, un meci care a început la ora 11. Avem și o a treia partidă amânată însă pentru luna viitoare. Este vorba despre confruntarea dintre ACZ Heniu Prudul Bârgăului și Politehnica Timișoara, un veritabil derby în această etapă cu numărul 4 din Liga 1. Sunt 3 puncte între Universitatea Olimpia Cluj și ACZ Heniu Prudul Bârgăului. În condițiile în care înving astăzi, fetele lui Daniel Sima se pot distanța la 6 puncte și vor sta liniștit aproape o lună pe această poziție și la acest avans de puncte 6, reamintesc. Ana Șerbonic este în poarta echipei Fair Play, echipă pregătită de Simina Podgoreanu, cu numărul 11 Mihaela Mardari, cu numărul 4 capitanul echipei Alexandra Lăzărean, cu numărul 17 Elena Frâncu, Teodora Șerbăniuță cu numărul 6, Raluca Gulinescu 10, Gabriela Ionaș 13, Miruna Huțianu cu numărul 8, Carolina Solonca cu numărul 2, Miruna Cristea 15 și Andreea Vasile cu numărul 9. A început așadar această partidă, iată, de aproximativ 20 de secunde. Ne așteptăm la o inițiativă din partea echipei U Olimpia Cluj. Tocmai declarau înaintea acestei partide oficiale în grupării clujene faptul că în sfârșit în acest play-off au echipa ideală, au lotul complet pentru această confruntare. Așadar, etapa a patra, în prima etapă a play-off-ului, în care sunt calificate 6 formații. Iată-l și pe Gellert Felic din Odorheiu Secuiesc, el este oficialul acestei confruntări. Avem și o domnișoară la una dintre tușe, este vorba despre o primă ocazie la poarta Anei Șerbănică. Spuneam, avem și o domnișoară, Enico Copriva Biro din Odorheiu Secuiesc. Din Odorheiu Secuiesc vine și al treilea oficial, Zoltan Tamași. Acesta este Zoltan Tamași, va fi lovitor de colț de pe partea dreaptă, direcția de atac a echipei clujene. Spuneam că în prima etapă a play-off-ului, Universitatea Cluj a remizat 1-1 cu Heniu Prudul Bârgăului. A fost primul pas greșit și singurul de până acum în acest sezon pentru Olimpia, cea care a încheiat sezonul regular cu 11 victorii din tot atâtea partide și cu un golaveraj impresionant, 74-3 plus 71. Heniu ține aproape de Olimpia și încearcă să dea mare lovitură, va fi destul de dificil. În play-off nu s-au înjumătățit punctele, așa cum s-a întâmplat în cazul băieților, așa cum știm că este regula. Spuneam că în acest play-off sunt calificate Olimpia Cluj, Heriu Frundu Bârgăului, CSM Alexandria, Politehnica Timișoara, Vașa și Femina și Fair Play București. Iată o nouă acțiune cu Mihaela Ciolacu, centrând în carul de 16 metri al formației oaspete și va fi din nou lovitură de colț. Minutul 3 al acestei partide de 0-0, început în forță al campioanei României. Da, Fair Play a început play-off-ul cu o înfrângere. Am avut-o și pe Mara Butea în imagine, jucătoarea cu numărul 11 și ea jucătoare de echipă națională. Olimpia știm cu toții foarte bine că este clubul care dă cele mai multe jucătoare, nu doar la lotul de senioare, ci și la cele de junioare. Apropo de lotul de junioare, național sub 17 ani, se află în calificări în aceste zile, a debutat însă cu stângul. O acțiune eșuată a clujencelor. Da, revin la ideea de mai devreme cu rezultatele celor două formații din play-off. În etapa a doua, Fair Play a pierdut în deplasare la Heniu Prudul Bârgăului cu 1-4, în timp ce Olimpia Cluj a învins Vașa și Femina Outdoor Heavy Secuiesc destul de greu cu 1-0.
Vașa și o echipă foarte, foarte tânără, cu multe probleme de lot în primul rând. În fiecare an Vașa își pierde jucătoare importante. În cea de-a treia etapă, meci foarte greu pentru Universitatea Olimpia Cluj, în deplasare cu CSM Alexandria, un meci însă câștigat cu 2-1. Iată, două victorii la limită cu Vașa și 1-0 și cu CSM Alexandria 2-1. În această etapă, Fair Play a cedat acasă în fața celor de la Politehnica Timișoara cu 1-6 și iată vine această etapă a patra, Fair Play, 3 meciuri, 3 înfrângeri, 3-12 gol averaj, Universitatea Olimpia Cluj, 2 victorii și un rezultat de egalitate, 4-2 gol averaj. Da, suntem la Iclod, spuneam ceva mai devreme, în comuna Iclod, aflată undeva la 67 de, la câțiva kilometri de 35 de kilometri mai precis de municipiul Cluj-Napoca, un drum ușor de făcut, acoperit în aproximativ jumătate de oră. Se simt foarte bine fetele aici la Iclod, unde primar este un mare, mare iubitor de, de sport, nu neapărat de fotbal, Emil Ioan Pârțoc, fost jucător și fost arbitru de rugby. Atacă din nou echipa clujeană, a fost acolo Ioana Bălăceanu, una dintre cele mai tehnice jucătoare din echipa clujeană și nu numai, din Liga 1. Fair Play nu are absolut nimic de pierdut, vor încerca fetele Simenei Podgoreanu să dea o replică cât mai bună. Mice scoasă în centru, dar recuperată, iată, de Adina Borodi. Posesie din nou pentru formația Olimpia Cluj. O minge trimisă în flancul drept. O arenă frumoasă, o arenă cochetă, un teren sintetic, impecabil, cum este sinteticul. Va fi aruncare de la margine pentru formația Fair Play, o aruncare de la margine care a avut-o în, în prim plan pe jucătoarea cu numărul 6, Teodora Șerbănică, cred că am botezat-o în momentul în care am citit echipele. Teodora Șerbănică, așadar, numărul 6 în sânga defensivă celor de la Fair Play. Și iată, deschidere de scor, minutul 6, Mara Bâtea este cea care punctează pentru Olimpia Cluj. A fost doar o chestiune de timp până când multipla campioană a României a deschis scorul. Mara Bâtea așadar și scrie numele pe lista marcatoarelor. Vremea este destul de frumoasă, nu este fric. Să sperăm că va veni în sfârșit primăvara, nu pentru că am fi avut vreo iarnă extrem de, de grea. Văzut în reluare golul marcat de Mara Bâtea. Posesie pentru formația Olimpia Cluj. Am văzut-o pe Alexandra Crevsca. Heniu Prundu Bârgăului a legitimat zilele trecute două jucătoare din Ucraina. Iată, ca și în cazul jucătorilor de fotbal și fetele, părăsesc dorința de a juca fotbal în continuare Ucraina, aflată în dificultate în această perioadă. Știm cu toții despre războiul pe care Rusia l-a pornit împotriva Ucrainei. Din nou deschidere aici în flancul stâng, pericol pentru poarta apărată de Ana Șerbănică, vine centrarea, pericol în continuare, reușește să respingă fetele de la Fair Play București. Rămâne în continuare 1-0. Marea Bâtea, reamintesc, minutul 6, una dintre cele mai vechi jucătoare ale Olimpiei Cluj, alături firește de Ioana Bortan, capitanul echipei. Mirela Popganea s-a întors la începutul acestui sezon după o perioadă petrecută la Heniu Prundu Bârgăului. Portar de valoare, portar de echipă națională, iarăși minge aruncată în careul de 16 metri al formației oaspete. O avem în imagine pe jucătoarea cu numărul 15, Andreea Pânzaru. Continuă ofensiva clujencele, probabil că multe minute din această partidă se vor desfășura astfel, cu atacuri, iată, pe
Marabuta finalizând o minge care trece peste poarta apărată de Ana Șerbănică. Rezerve pentru formația din Cluj sunt Hall, Honeț, Bumbar, Mirea, Marcu, Iancu, Preda și Cojuhari. Spuneam, antrenorul formației este Daniel Sima. Atacă din nou Clujul, o minge pentru Marabuta în care au de 16 metri și o combinație superbă care, iată, se putea transforma în gol. O intervenție foarte bună a Anei Șerbănică la acest șut din marginea carierului de 16 metri. Notăm și noi această ocazie mare, petrecută în minutul 9, suntem deja, iată, în minutul 10 al acestei confruntări. Meci frumos până acum. Am pomenit despre rezervele clujencelor. Rezervele celor de la Fair Play sunt ceva mai puține, cu Darian Delcu, Clara Bubușatu și Andreea Ceasar. Revedem această ultimă acțiune la poarta. Ana Șerbănică, care a avut o intervenție foarte, foarte bună, este lovitură de colț pentru Olimpia Cluj. Iată pe capitanul echipei oaspete, Alexandra Lăzărean, cea care și-a sărbătorit ziua de naștere în urmă cu doar câteva zile. Așadar, corner de pe partea stângă în direcția de atac a echipei Olimpia Cluj. Se respinge, balon, iată, în posesia Carolinei Solonca. Avem două fete cu același prenume, Carolina Solonca, numărul 2 din echipa oaspete, și Carolina Țabur, jucătoare din formația gazdă Olimpia Cluj. Depășită destul de ușor aici Andreea Pânzariu. Reușesc însă să recupereze fetele pregătite de Daniel Sima. Încearcă să iasă din propria jumătate. Din nou acțiune pe partea stângă, este acolo Adina Borodi, blocată, va fi aruncare de la margine, iată pe Alexandra Lăzărean, spuneam, sufletul echipei Fair Play, o echipă care a trecut prin multe în ultima perioadă. Încă un șut care se duce în vinclu, ho, 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 ce reușită, senzațională, minutul 11 se face, iată, 2-0. Gol extraordinar reușit de capitanul Ioana Bortan, cea care la un moment dat a vrut să se retragă, a fost și antrenoare la această formație, a jucat și în străinătate și a încercat șansa, nu a stat prea mult acolo. Atope Ioana Bortan, un exemplu pentru celelalte colegi ale sale, un exemplu pentru toate jucătoarele din România, o tipă isteață, modestă și, spuneam, una dintre cele mai vechi jucătoare ale echipei U Olimpia Cluj, care a preluat această denumire în ultimii ani după colaborarea cu Universitatea Cluj. O echipă care domină fotbalul din România începând cu sezonul 2010-2011. Atunci Olimpia Cluj a cucerit primul titlu. Ceva mai devreme, Clujana Cluj a avut câțiva ani foarte, foarte buni, între 2003 și 2009, titlul pe bandă rulantă pentru Clujana Cluj. A fost un titlu cucerit în 2010 de FCM Târgu Mureș, după care a venit, iată, această perioadă extraordinară a Olimpiei Cluj, care în acest minut 13 face, iată, 3-0. Iată, golurile marcate de formația gazdă, Mara Butea și Ioana Bortan. Primele două goluri ale acestei partide și din nou încep de la centru fetele Siminei Podgoreanu. Nu se opresc jucătoarele Olimpiei Cluj și o reușită pe care o semnează Adina Borodi. O misiune ușoară, foarte bine plasată. Jucătoarea din atac nici măcar un sfert de oră și este deja 3-0 pentru Olimpia Cluj, iar campioana României, dacă nu va reduce din turația motoarelor, s-ar putea să realizeze un scor fluviu în această partidă cu Fair Play, care
Nu, începuse foarte, foarte rău. A luat însă golul acela din minutul 6, după care echipa Sibinei Podgoreanu s-a prăbușit realmente. Combinații foarte frumoase se găsesc extraordinar de exact fetele lui Daniel Sima, care acum trebuie să se retragă în defensivă, o acțiune eșuată de contraatac a celor de la Fair Play București. O echipă care spuneau că a trecut prin multe în ultimii ani, joacă de ceva vreme la Ciorogârla, unde acolo și-a găsit un loc, are de cele mai multe ori i-a purtat noroc. Să nu uităm începutul de sezon foarte bun pentru Fair Play, cu 3 victorii consecutive, 2-1 la Galați, 9-0 acasă cu Clubul Sportiv Școlar Târgoviște, un meci pe care l-am văzut împreună, un 3-0 în deplasare cu Ballant Girls după 3 etape și cu un golaveraj impecabil de 14-1. Fair Play era pe primul loc al clasamentului, asta și pentru că Olimpia Cluj a avut încă din startul sezonului un meci amânat și a stat multă vreme pe locul 2, pe locul 3, după care, odată cu disputarea restanțelor, Olimpia Cluj a revenit pe prima poziție a clasamentului. Am văzut-o din nou pe Adina Borodi, iarăși o jucătoare foarte, foarte valoroasă din lotul echipei clujene. Am văzut-o pe Adina Borodi acum 2 săptămâni, tot împreună, la meciurile naționale României sub 19 ani, acea victorie de la Arad cu naționala similară a Ungariei, în care Adina Borodi a marcat, sper să nu greșesc, de 4 ori. Oricum, o partidă extraordinară făcută de jucătoarea din atacul Olimpiei Cluj. Da, spuneam despre Fair Play. După acele 3 victorii din startul sezonului, au urmat 2 eșecuri acasă cu CSM Alexandria și 1-4 în deplasare cu Piroș Security Arad. A venit apoi o victorie foarte importantă cu Politehnica Timișoara acasă, un 1-1 la Baia Mare, apoi iarăși 2 înfrângeri, 1-2 acasă cu Heniu și 2-7 de plasare cu U. Se întâmpla în etapa 9, apoi 14 noiembrie, apoi 2 victorii, 3-0 de plasare cu Vașa și 5-0 acasă cu Lady Stârgu Mureș. A încheiat așadar bine, la început însă slab acest play-off, Fair Play. Faptul că au ajuns aici este deja o performanță, ca și în cazul fetelor de la Vașaș, un fault asupra Ioane Bortan, capitanul formației gazdă, și va fi lovitură liberă pentru clujence. Se simte bine pe sintetic fetele de la Olimpia Cluj, asta pentru că și pe Someșana la Cluj, unde își disputau meciurile de pe teren propriu, aveau o suprafață similară. Și iată, minutul 17, un nou gol marcat de Adina Borodi, lansat în adâncime, însă s-a ridicat fanionul de la margine. Așadar au scăpat cu bine fetele de la Fair Play. Revedem această acțiune, superbă finalizare, indiferent dacă a fost un offside sau nu, Adina Borodi, trebuie remarcat felul în care a reușit să o păcălească acolo pe Ana Șerbănică. Teodora Șerbănică a fost cea care a respins în afara terenului de joc, posesie din nou pentru clujence. Mihaela Ciolacu pentru Ioana Bortan, din nou combinație între cele două jucătoare de echipă națională de senioare a României. Adina Borodi scoate în bandă, centrare în careul de 16 metri, ajunge acolo Mihaela Mardari. Încearcă din nou contraatacul fetele de la Fair Play. Plecase acolo, dacă am văzut bine, Andreea Vasile. Au recuperat clujencele, care se află din nou în jumătatea de teren adversă. Ioana Bortan este cea care conduce practic jocul echipei campioane. Se implică foarte mult și Mihaela Ciolacu, după părerea mea, una dintre cele mai bune jucătoare din România în acest moment. De pe Punzariu, balon trimis înapoi. Comisie trimisă în adâncime pe un culoar, unde este foarte bine găsit acolo Carolina Țabur. Centrare în careul de 16 metri, reluare spre poartă, minge ajunge din nou la Adina Borodi, care nu poate controla această minge ce intră în posesia Anei Șerbănică. Nu mare abute a fost, să ne luăm din merite marei, da? Nu Adina Borodi. Marabut a fost cea care s-a aflat foarte aproape de a finaliza.
foarte exactă defensiva fetelor de la Olimpia Cluj. O povesteam că în sezonul regular au avut un golaveraj impresionant, 74-30, doar 3 goluri primite. A primit în acest play-off 2 goluri, unul de la Heniu, unul de la CSM Alexandria. Heniu și CSM Alexandria, două dintre echipele, să spunem, importante din Liga 1. CSM Alexandria cu